Cinci localități din România se bat pentru titlul cel mai frumos sat din lume. Întrecerea se desfășoară sub egida Organizației Mondiale a Turismului. Printre ele este și localitatea Aibăntal din județul Mehedinți. Am fost acolo și am găsit peisaje spectaculoase, oameni primitori, aer curat, dar și tradiții păstrate cu sfințenie. Și deși comunitatea e mică, ea atrage mii de turiști anual. Cinci localități din România participă la competiția mondială pentru cel mai frumos sat din lume, care se desfășoară sub egida Organizației Mondiale a Turismului. Printre ele este și localitatea Aibăntal din județul Mehedinți. În această competiție au fost mai multe criterii și mai multe puncte, aspectul satului, arhitectura, cultura, tradițiile, dar și evenimentele care au loc în satul Aibăntal. Înseamnă foarte mult, pentru că va fi un nou punct de atracție, va fi având posibilitatea turiștii care vin aici să descopere și tradițiile din satul cehesc, să descopere tradițiile din zonă, oamenii să-i descopere și tot ceea ce poate să facă acolo. Va ajuta foarte mult ducând la dezvoltarea zonei. Pentru a-i primi pe vizitatori, comunitatea s-a mobilizat și a creat trasee turistice. Toate aceste marcaje sunt trasee turistice marcate în zonă. Sunt câteva locuri, de exemplu, vârful Znamăna, este o belvedere frumoasă, sau vârful Cuiova. Sunt locuri de cu belvedere frumoasă și se vede frumos Dunărea din cele trei părți. It's so beautiful. It's such a small, quaint village and it's very quiet and it's very traditional as well and people speak Czech. În ultimii ani, oamenii locului au organizat festivaluri care au atras turiștii atât din Cehia cât și pe cei din România.